Am văzut că, în pofida faptului că noi am venit cu un mesaj către toți concurenții electorali, că nu trebuie să ne atacăm reciproc, că dacă suntem în opoziție față de actuala guvernare, scopul nostru este debarcarea Maia Sandu și pasul de la guvernare, unii au încercat să ne atace deja la această etapă. Eu am primit mai multe solicitări să răspund atacurilor din partea domnului Voronin Vladimir, care suntem împreună în bloc electoral, în Parlament, am fost în bloc electoral în alegerile din 2021. Au fost foarte multe solicitări ultimele două săptămâni, ultimele 10 zile. Vreau să vin doar câteva mesaje. În primul rând, eu rămân ferm pe poziția că domnul Voronin în acești 33 de ani de independență a fost cel mai bun președinte de țară. Și nu schimb opinia aceasta. 2. Este straniu atacurile domnului Voronin. Eu înțeleg vârsta înaintată. Poate cineva i-a sugerat să atace socialiștii și liderul socialiștilor și candidatul socialiștilor. Eu cred că nu este bine. Eu nu o să răspund. Noi avem ce spune. Noi știm de ce și cum s-a lansat și de ce susțin, pe cine susțin în această campanie. Noi nu o să facem acest lucru pentru că oricare luptă politică între opoziție o va ajuta pe Maia Sandu. De ce, stimați parteneri comuniști, mă refer în primul rând la oamenii din teritoriu, ținta noastră este Maia Sandu. Și noi trebuie să avem o campanie în acest sens. De ce, pentru mine a fost foarte stran că Voronin propune semnarea unui acord cu mine, cu liderul socialiștilor, cu două zile înainte, atac care a urmat nu este clar. Adică tu propui, hai să semnăm un acord, că să dăm un mesaj că noi ca bloc electoral, chiar dacă susținem doi candidați diferiți, noi avem poziții comune și așa mai departe, și peste două zile Voronin iese și atacă socialiști. La Nicolae. Опять бесы попутали. Cum ați mai spus. Deci, haideți să lăsăm discuțiile în sânul opoziției, să dăm dovadă de maturitate politică, să nu încercăm ca cineva să ne scrie mesaje și ne distrugă rândurile. Ceea ce, până la urmă, va ajuta pe Maia Sandu. Aceasta este poziția mea personală, aceasta este poziția socialiștilor.